Trei persoane au decedat în accidentul rutier care s-a produs în comuna bistrițeană Telciu între un autocar și un autoturism. Accidentul s-a soldat cu trei victime pentru care echipajele de intervenție nu au mai putut face nimic. Trei oameni au murit după ce mașina în care erau s-a răsturnat în șanț în comuna Cuzavodă din Constanța. Tragedia a avut loc după ce o mașină s-a răsturnat în șanț la ieșirea din comuna Cuzavodă către Mihail Cogălnicianu. În urma incidentului, trei persoane din autoturism au murit, anunță ISU Constanța. În mașină se află trei victime decedate, lucrându-se pentru extragerea lor, mai precizează Inspectoratul pentru Situații de Urgență. Persoanele decedate sunt trei bărbați cu vârste de 31, 32 și 40 de ani. Potrivit unor surse din zonă, toți trei sunt desfigurați, astfel încât echipajele de la descarcerare depun eforturi pentru recuperarea acestora pe bucăți. Acelea surse au precizat că în interiorul mașinii se pot vedea organe interne ale persoanelor decedate. Potrivit unor surse neoficiale, este posibil ca accidentul să se fi produs în cursul nopții, dar să fi fost descoperit abia de dimineață din cauza vizibilității reduse. Acelea surse au precizat că tânărul de 31 de ani era domiciliat în localitatea Satu Nou, iar cel de 32 de ani era din Mircea Vodă. Cel de-al treilea ocupant al mașinii încă nu a fost identificat până în acest moment, însă organele de cercetare aflate la fața locului depun eforturi în acest sens. De precizat că, potrivit informațiilor inițiale, cel mai tânăr ocupant al mașinii avea 27 de ani. Deplasați la fața locului, polițiștii au constatat faptul că un bărbat de 31 de ani a condus un autoturism pe drumul județean 222 dinspre localitatea Cuzavodă, iar la un moment dat, într-o curbă la dreapta, a pierdut controlul asupra direcției, a părăsit partea carosabilă și a ieșit în afara părții carosabile, unde s-a răsturnat într-un canal de irigație dezafectat. În urma impactului a rezultat decesul la fața locului a conducătorului auto, precum și a doi pasageri de 32 respectiv 43. În cauza a fost întocmit un dosar penal de cercetare penală, transmit reprezentanții IPJ Constanța într-un comunicat, relatează România TV.net.